Bună seara și bine ați venit la o întâlnire cu Zodiacul Chinezesc, cu Feng Shui-ul, cu Paciul și cu noi. Așa cum v-am obișnuit, la începutul lunii, în premieră la TV6, prezentăm toate zodiile, aspectele pentru toate zodiile pentru luna care va urma. Înainte să începem, vreau să vă prezint pe colaboratoarea mea de astăzi. Este o dragă prietenă de-a mea. E chiar soția mea. Și să-i mulțumesc că a venit să mă ajute, luându-mi o povară de pe umăr. N-am venit pentru tine, am venit pentru ei. Bine, m-am găsit. În afară de asta, vreau să vă spun că această lună care va urma va aduce în discuție începutul anului. O să mă întrebați cum, este foarte simplu. Nu uitați triunghiul justițiarilor. Câine, tigru, cal. Suntem în an de cal. Atunci când intrăm în lună de tigru sau de câine, în zilele în care va poposi perechea, se va împlini triunghiul justițiarilor. Deci putem să spunem de pe acum, luna aceasta va fi o lună în care justiția, după cum se vede, din nefericire, noi am pregătit de azi dimineață textul, vedeți că a intrat cu motoarele pline, acesta va fi aspectul lunii. Cu două amendamente, vor fi două zile, pe 10 și pe 22, în care se vor întâlni toate cele trei animale, vor fi zi de tigru, lună de câine, an de cal, Dumnezeu cu mila, să zicem așa, la ora prânzului, da? Sau chiar dimineața, atenție mare, s-ar putea să fie une acțiuni chiar la ore de dimineață sau chiar la ore de după amiază, după ora 5, parcă, da? Între 5 și 7. Da. Am zis bine? Nu, între 7 și 9. Vedeți? Avem și noi dreptul să greșim. Așa că, oprindu-ne aici, pentru această mică introducere, o vom ruga pe Anca să ne ajute cu ce se va întâmpla pentru fiecare zodie în parte. Deci vom începe cu fiecare. Vom începe de fapt cu câteva zile de avut în vedere, așa cum i-am obișnuit pe telespectatori. Eu vi le-am pregătit și întotdeauna sunt în... Nu vă spun povești aici, pentru că eu întotdeauna sunt în colaborare și vorbesc și comunic cu maestra mea, cu Lilian Tu și cu cei care o ajută, și aceste zile nu vin din burta noastră, deci vă asigur. Sunt în urma unor calcule și în funcție de loșuri, da? În primul și în primul rând, zilele de 15, 21 și 24, a mai fost și ziua de 6 ieri, dar a trecut, este foarte recomandat să purtați o amuletă sau să aveți remediul în casă cu Buddha medicinii sau un remediu de sănătate gen Ulu. De fapt, ele amândouă funcționează foarte puternic și cel mai puternic, de fapt, împreună. Acesta este remediul pentru sănătate, acela care se umple cu sare. Și încă o dată vă spunem Facebook-ul nostru, că acolo putem să mai răspundem la întrebări. Aici nu avem timp, din păcate, să vorbim prea mult. Este vorba de remediul pentru sănătate Ulu și Facebook-ul nostru este România Feng Shui, este pagina noastră de Facebook, respectiv contul se numește Pagina România Feng Shui, că multă lume mă întreabă care e diferența între ele. La gât eu am în permanență, pentru că e un an în care din când în când, când vine steaua 2 pe tigri, se simte destul de acut și vreau să vă spun că nici eu nu sunt scutită dacă nu aș avea cu mine tot ce-mi trebuie. Geanta mea atârnă cât un geamantan de multe ori. Nu aș fi atât de ajutată și simt, efectiv simt diferențele. Deci acesta este pandantivul cu Medicine Buddha. Din engleză Medicine Buddha îi spune Buddha tămăduitorul sau Buddha medicinii. Aș vrea să fac o mică pauză aici. În fundal auziți mantra lui Buddha al medicinii, dar nu numai atât. Vedeți, ca să înțelegeți că noi nu venim cu aceste sfaturi, că astea le-am inventat noi. Anca v-a zis de ziua de 6. Am să vă spun ce se întâmplă. Pe ziua de 6, în centrul casei, poposește steaua zilei 2, care, după cum știm, este steaua bolilor. Deci, totdeauna când această stea poposește în mijlocul casei, e bine să aducem un element de sănătate pentru oamenii din casă. Da? Deci, să nu credeți. Probabil când o să veniți la un curs de ăsta de începător și o să vedeți că există 9 loșuri sau 9 dispoziții, o să puteți vedea clar cum se construiesc în funcție de casă, de mijlocul loșului. Da? Deci,
va recomanda Buda al medicinii, pentru că în aceste zile Steaua a doua bolilor care de mijlocul casei. Deci să repetăm zilele 6 a trecut, 15, 21 și 24 octombrie, da? Fie remediu în casă, Buda medicinii care este sub formă de statuetă, de exemplu, da? Aceasta care este absolut superb, noi avem doi în casă. Și îi avem de foarte mult timp, deci nu renunțăm. Iar aici la bază se poate pune o mantră, mantra de fapt pentru sănătate, da, pe care noi o să vorbim despre mantrele acestea mult mai mult la cursul nostru de Feng Shui spiritual de pe 2 noiembrie. Și aceasta este, să zicem, o altă amuletă, deci nu sunt multe, să știți. E amuleta care le include pe amândouă, Buda tămăduitorul, cu uluul acela pe care vi l-am prezentat, în metal, e adevărat, și cu trei mantre de sănătate, deci pe spate și pe față, da? Aici odată una și pe spate este alta și cu simbolul pentru sănătate. Deci avem câteva lucruri de care ne putem folosi și de ce nu? De ce să nu le avem în permanență? Ar trebui în fiecare an, deci astea nu se dau, nu se înstrăinează. Deci nu renunțăm la ele, nu le aruncăm, le respectăm așa cum se cuvine și atenție, încă o dată vă spun, nu sunt brelocuri, pentru că am mai auzit la cineva care se zice, se că ar fi, se autonumește, mă rog, maestru Feng Shui și le numește brelocuri. Deci nu se numesc brelocuri, sunt amulete, ele au acest sistem de agățare tocmai pentru a-l pune la geantă sau a-l agăța în interiorul genții sau undeva de o gaică la buzunar. Deci ca să ne fie ușor să le avem cu noi, dar trebuie să le acordăm respectul cuvenit, niciodată nu se pun la chei, niciodată nu se pun, eu știu, în contact cu metale, cu monezi care să le lovească. Da? Mai departe, în datele de 9, deci în câteva zile, 18 și 27, avem nevoie de fie Buda bogăției, da, se numește Lord Jambala, fie de un simbol de prosperitate și în același timp mai avem nevoie de amuleta Hum, se numește, pentru că este o amuletă de protecție absolută și pentru bani, deci pentru a ne proteja banii. Și mai este acea monedă, se numește luck coin, dar nu înseamnă moneda norocului, atenție, pentru că se scrie altfel în engleză, este vorba de moneda încuierii banilor, deci tocmai pentru a nu pierde banii și pentru a nu-i cheltui așa, să ne scape printre degete, deci să nu-i cheltuim aiurea. Deci ce avem, știți, e pus deoparte și să fie folosit așa cum trebuie. Deci ideea este că în datele de 9, 18, 27, le-am scrise pentru că nu vreau să omit ceva, sunt zile extraordinare de beneficiu pe prosperitate, deci fie să luați bani pe care i-ați dat cu împrumut, să-i luați înapoi, fie și puteți să-i cereți acum cu aplomb, fie, eu știu, primiți niște bani poate neașteptați, fie, aici e vorba de toată lumea, pentru că lumea iarăși m-a întrebat, domnule, zilele astea sunt pentru toți? Da, pentru că vă spunea Marian, este vorba de ce se întâmplă în centrul casei, deci în centrul loșului casei, da? Și atunci vorbim despre întreaga familie, despre blocatar, despre toată lumea. Da, astea sunt influențe. Deci zile bune pentru a mări prosperitatea, da? Pentru a câștiga bani și pentru a ne cere ceea ce merităm, de fapt. Mai departe, sunt zilele de 1, deci a fost 1 octombrie, 10 octombrie, 19 și 28 octombrie, în care, atenție, este steaua 7 a violențelor și a trădărilor. Trădări mai înseamnă și furturi de idei, pentru că este vorba de steaua deposedărilor materiale. Noi acum vă prezentăm două lucruri, două remedii cele mai puternice. Placa cu rinocerul și elefantul care este chiar lângă mine, da, nu știu, mă rog, sperăm să o vedeți clar dacă nu o vedeți pe Facebook-ul nostru. Și amuleta cu rinocerul și cu elefantul și cu două mantre pe spate pentru protecție absolută, protecția împotriva furturilor în primul rând, deci furturi, mă rog, care de la noi țară sunt nemijlocite, da? Așa, de posedărilor materiale în general, deci pierderi materiale neașteptate, Doamne ferește, se strică ceva și ai de cheltuit o grămadă să repari, sau furturi de idei, atenție, deci pentru cine lucrează cu colegi foarte binevoitori, da, pot să-și asume ei acea idee a ta și să spună că, să câștige de pe urma ei, să spună că a fost a lor, deci asta înseamnă. Da, mai departe, zilele de 5, 14, 20, 5-ul a trecut, mă rog, noi venim aici la început de lună, că luna începe mâine, de fapt, sunt vibrații ostile
în niște zile foarte puternice, acestea trei care vi le-am specificat, și ar trebui să aveți grijă atunci când vă întâlniți sau aveți întâlniri de afaceri sau, eu știu, interviuri, oamenii care sunt implicați în multe meeting-uri, întâlniri, deci, mă rog, așa, au nevoie să își folosească acest simbol, de fapt, care este în mijlocul acestei oglinzi. Oglinda aceasta, v-am mai spus noi mai de mult, e poate cea mai importantă dintre ele. În fiecare an, Institutul UFS o recomandă pe celor care au nevoie de protecție împotriva oamenilor, așa zici, binevoitori, da? Deci nebinevoitori. Oamenilor răi care ne pot face rău în diferite feluri, nu numai cu gândul, ci și cu fapta. Și acel simbol este foarte important, din păcate nu avem noi timp să vi-l povestim acum mai mult. Apoi, în zilele de 4, 13 și 31, 4 din nou nu mai are sens, deci 13 și 31, excepționale zile pentru dragoste în general, pentru concepere de copii, deci cei care nu pot să aibă copii, atenție, sunt zile ceva mai bune pentru asta, de fapt pentru femei, dacă stau să mă gândesc, asta ar fi amuleta, deci amuleta tarei verzi, da, tara verde, care asta este extrem de puternică, e de fapt o roată magică a tarei verde și, bineînțeles, remediu care noi nu-l mai avem, acesta este al meu, vi l-am adus pentru că trebuie să vi-l arăt, pentru că mi-este foarte dragă sufletului meu, eu am o legătură mai specială cu tara verde, aceasta este statueta pe care o reprezintă. Da, se poate face un mic altar și lucrurile merg ceva mai bine. Este un remediu în mod special pentru femei, recunosc, dar dacă nu e vorba de femei și e vorba de bărbați care își caută dragostea sau care s-au certat în cuplu și vor să-și revină puțin și să dreagă situația, acestea sunt amuletele pentru dragoste. Deci amuleta dublei fericiri, cu simbolul dublei fericiri, da, să o ținem într-un loc, așa. Și cu nodul mistic, desigur, pentru că el este remediu universal pentru dragoste universală, de fapt. Sau aceasta, care este o altfel de amuletă, doar cu simbolul dublei fericiri. Deci ori una, ori alta, mă rog, sunt două variante, să spunem. Important este simbolul și important este faptul că sunt puse pe auriu sau pe roșu. Deci astea trebuie să fie culorile. Apoi, datele de 7, astăzi, da? 16, 22 și 28... Ne trebuie neapărat fie o amuletă, fie remediu, fie un pandantiv cu simbolistica aceasta, care este Om Mani Padme Hum, da? Deci, nu știu, acum, da, nu trebuie să vedeți acum, poate chiar tot, dar credeți-ne pe cuvânt, deci aici este o mantră scrisă în literele noastre, iar aici este simbolul general al acestei mantre, deci simbolul universal al mantrei Om Mani Padme Hum, cea mai puternică mantră cu vibrația cea mai înaltă considerată. Iar în datele de 3, 12 și 30, deci mai rămân 12 și 30, pandantivul cu stupa Kala Chakra, da, care este practic această stupă, este și stupa și puteți să folosiți și, de fapt, și pagoda celor 5 elemente, pentru că este vorba de steaua 5. Deci steaua 5 este cea mai nocivă, așa cum o știți, și ar fi bine să purtați fie pandantivul, fie amuleta, fiecare ce preferă, da? Nu avem, nu? Sau o avem, uitați aici, pandantivul ăsta, amuleta, pardon, mă scuzați, se poate purta și ca pandantivul, avem și așa, cu pagoda celor 5 elemente și se umple cu pământ, știți dumneavoastră povestea, noi v-am și aceasta mare, o avem aici ca să o vedeți mai bine. Bun, am terminat cu zilele, deci acestea au fost. Și acum să începem cu zodiile. Zodiile. Marian mă grăbește, el este mai practic decât mine. Mie îmi place să vă spun povești, dar din păcate într-o oră nu apucăm să le spunem toate câte am avea de spus. Este luna câinelui de lemn, începând cu ziua de mâine, 8 octombrie, se va termina această lună pe 6 noiembrie. Da? Începe destul de în forță cu această justiție pe care va merge după tot ce înseamnă corupți, cred că veți avea mari surprize să mai aflăm de mulți alții, mai ales în zilele, cum va povesti Marian, în zilele în care se asociază calul cu câinele, cu tigrul și la o oră din una dintre acestea. Mulți dintre dumneavoastră probabil că o să spuneți, stai domne că am văzut și eu la televizor, v-ați luat după astea. Da, dacă o să aveți curiozitatea să vă uitați la emisiunea de anul trecut,
în care noi am vorbit despre asta, am spus exact despre lunile februarie și octombrie, da? Deci, de anul trecut se prevedea acest lucru, nu acum că am văzut că s-au întâmplat și hai să ne dăm și noi cu părerea. Bun, să începem așa cum trebuie început, cu șobolanul. Din păcate, că trebuie să nu vă mințim, aveți steaua 5 și nici nu sunteți niște prieteni absoluți ai câinelui. De multe ori am întâlnit situații când șobolanii nu prea îi suportă pe câini și invers. Deci nu este o zodie care să vă ajute, dar din păcate steaua care primează, deci importanța stelei este cea care primează, ei bine, este steaua 5 galben, se numește steaua 5 galben, steaua aceea a dezastrelor, a distrugerilor pe șobolani luna aceasta. Deci dacă m-ar întreba cineva care este cea mai proastă lună pentru șobolan din an, este luna octombrie. Ce se poate întâmpla? Păi, puteți să vă îmbolnăviți sau, eu știu, dintr-o simplă boală sau dintr-o simplă răceală, să dați în ceva mult mai serios dacă nu luați măsuri și nu vă tratați și nu luați totul în serios. Mici accidente, deci nu înseamnă că gata, se prăbușește lumea. Puteți să aveți lucruri care vă enervează îngrozitor, să aveți obstacole de un anumit fel, fie la locul de muncă, fie cu sănătatea efectiv, fie cu rezolvarea unor probleme pe care vi le-ați propus să le rezolva în octombrie și s-ar putea să nu reușiți. Iar cei care au procese, că mai sunt și astfel de situații de șobolani, ar fi bine, deci ar fi bine chiar să se roage să aibă amânări, da? Să aibă date amânate, pentru că adevărul e că nu vă așteptați să rezolvați foarte multe luna aceasta. Deci nu vă faceți mari speranțe, asta e ideea. Nu înseamnă că este o lună dezastruoasă, dar este o lună cu obstacole și o lună în care vă veți simți total, total lipsiți de energie. Deci odihniți-vă, în primul rând. Acum, o să spuneți de unde le-am scos din nou și vreau pentru cei care sunteți mai avansați în aceste lucruri și știți exact cum reacționează lucrurile. Deci șobolanul are steaua 9, stea de foc. Focul produce pământ, da? Steaua 5 e de pământ, deci o să fie foarte puternică, da? Și atunci, sectorul în care cad amândouă este un sector de apă. Pământul distruge apa, da? Deci șobolanul va avea de suferit. Și atunci o să ziceți, bine mă, și tu ce faci, că și tu ești șobolan? Păi uitați ce fac, ca să nu ziceți că sunt rău. Da? Ia uitați-vă. Noi purtăm cu noi, v-am spus, deci noi nu vorbim povești. Deci noi nu plecăm de acasă fără amuletele care știm că ne vor proteja. Și totdeauna această, să spunem, influență vine cu o zi, două înainte. Deci din cauza asta vă spunem, atenție mare pentru șobolan și la pierderi de bani, da? Și orice mic dezastru, da? Nu trebuie să fiți... Deci, ideea să nu cheltuiți excesiv. Uitați, eu am amuleta aceea pe care o știți deja mulți dintre dumneavoastră, cu globul de apă, cu picătura de apă, da, și cu mantrele de protecție. De ce? Mai ales șobolanilor care nu sunt în zodie de apă, în an de apă născuți, adică, de exemplu, în 72 este an de apă, deci aceia sunt ușor mai protejați, celorlalți, tuturor celorlalți, cu celelalte patru elemente, șobolanii de metal, șobolanii de pământ, șobolanii de foc, șobolanii de lemn, lor le trebuie această amuletă în permanență, mai ales luna aceasta. De fapt, tot anul este bună pentru toată lumea, dar în mod special celor care nu au atâta apă în chart, da, le trebuie această protecție cu globul de apă. Bun, mai departe, și li se mai recomandă, deci asta este o sugestie a maestrei mele, să doarmă cu o monedă, aceea luck coin, deci aceea de încuiere a banilor, supernă. Șobolanii tocmai pentru a nu pierde banii. Deci ideea e probabil că n-o să câștige mai mult decât sunt obișnuiți, dar măcar să nu piardă. Asta e ideea. De asemenea, atenție la bolile de inimă. Hai să mergem la bivol. La bivol. Bivolii pot să aibă probleme în mod special cu banii, în schimb o duc ceva mai bine pe planul dragostei. În altă ordine de idei însă se pot certa chiar cu partenerul de viață și se pot certa la locul de muncă destul de aprig, pot să provoace ei de fapt anumite discuții, nici bivolul nu este, să zici, un prieten nemaipomenit al câinelui, deci zodia iarăși nu ajută aici în această situație prea mult. Ar trebui ca această energie de certuri, pentru că asta predomine, este vorba despre steaua 3, da, care vine pe bivol, ar trebui să nu creeze niște probleme majore dacă n-ar fi fost însoțită de steaua anuală 7. Dar iată că bivolii au steaua 7 tot anul și acum vine steaua 3 peste acel 7. Deci asta înseamnă că se potențează aceste certuri chiar dacă ei nu vor
De asemenea, mai grav ar fi pentru cei care au procese realmente, pentru că lor nu le este bine luna aceasta. Și există o amuletă, care e de fapt cea mai puternică luna aceasta pentru bivol, amuleta păcii și armoniei, pentru că asta se folosește în cazuri în care vine steaua 3 și este foarte puternică. Da, și aici avem și porumbelul păcii, este vorba de mărul roșu, care, bineînțeles, are două mantre împotriva certurilor și a protecției personale în fața certurilor pe care le gândesc ceilalți sau ceilalți care te pot provoca. Deci e vorba de două aspecte aici în amuleta aceasta, mantrele în mod special, și apoi repetăm această amuletă pentru furturi, deci împotriva lor, bineînțeles, practic acționează împotriva furturilor materiale și a furturilor de idei. În afară de aceasta, ei, deci, în mod normal ar trebui să o ducă mai bine în cuplu dacă nu caută râcă. Deci asta e ideea, să fie puțin mai înțelepți și să tacă atunci când s-ar certa. Tigrul poate să-și piardă cumpătul luna aceasta. Este foarte, au tendințe de violență verbală și mai cu seamă, din păcate, sunt cei provocați. Deci ei nu caută nod în papură. Deci, de ce? Pentru că îi ajută în primul rând zodia, este aliatul lor, câinele este aliatul lor. Face parte dintr-un unghiu de alianță tigru cal câine. Deci îl ajută zodia, dar steaua aceasta 3, care și pe ei poposește pe sectorul de nord-est 3, nu îi va ajuta deloc în casă, da, și la locul de muncă, pentru că de fapt vor fi provocați. Și nu știu cum se întâmplă, că asta e ideea. Ideea este că ei vor rezista tentației de a nu se certa și de a nu provoca scandal, dar vor fi alții care pur și simplu, ăsta e cuvântul, tăbară pe ei. Da, și le caută nod în papură, și atunci tigrul, care este un impulsiv, nu va rezista prea calm și va acționa. Da? Din asta se pot isca violențe verbale, violențe fizice, deci atenție tigrilor, mai ales celor care se știu puțin cu tendință mai spre violență sau mai impulsiv, deci nerăbdătorii. Da? În rest, li se recomandă deci să mediteze, să asculte muzică care le face plăcere, eventual muzica aceasta cu mantre este foarte recomandată, și să-și asigure nevoile lor de odihnă și să nu se supună unui stres excesiv la locul de muncă, pe cât posibil. Deci, acestea sunt recomandările la tigru și, bineînțeles, amuleta care am recomandat-o, de fapt asta în mod special, care am recomandat-o și la bivol. Este amuleta păcii și armoniei. Mai se poate pune mere, în fine, dar merele, din păcate, se strică și mai bine... În sectorul de nord-est, unde stau și tigrul și bivolul, v-am adus pentru prima oară, tot de la noi de acasă, vi l-am adus pe City Garba, să-l vedeți cum arată. Da, și originalul. Deci acesta este remediu original, da? Aici în față care aveți. Are darul, este cel mai bun protector pentru steaua 3. Aceștia, da? 3 sunt, da? Sunt cei 3 celești, da? Plus City Garba, care va lupta ca să înlăture aceste... Deci este câinele Fu, da, Cilinu și Piao, da? Care toți trei trebuie să fie împreună, pentru că dacă e doar unul, nu acționează. Deci acest remediu extrem de puternic, da, este folosit atunci când steaua 3 este puternică, mai ales atunci când este puternică. Deci când nu putem să o remediem numai, să zicem, amuleta o purtăm, dar o purtăm pentru că e în afara casei, ieșim din casă. Dar în casă trebuie să fim protejați sau la locul de muncă, mai ales dacă acolo sunt probleme. Bun, vom lua o mică pauză și ne vom reîntoarce cu celelalte semne zodiacale. Am găsit între timp pentru voi, pentru șobolani, stupa tibetană Kala Chakra, ca să vă arăt și ca amuletă, da? Vorbeam de pagoda celor 5 elemente sau măcar stupa tibetană Kala Chakra, da? Are silaba Hum atașată, care este foarte puternică. V-am spus că silaba Hum este o silabă de protecție absolută, deci din mantra Om Hum. Am ajuns la iepure. Iepurele este, din păcate, sectorul lui este ocupat de steaua 7, lunară, da? Peste steaua bolilor vine.
Ei bine, steaua bolilor este anuală, nu e atât de puternică. Steaua 7 însă vine destul de puternic acolo, în sectorul lor, chiar foarte puternic. Și ei trebuie să fie în primul rând atenți, pe lângă sănătate, în mod special la aceste furturi, aceste deposedări materiale, aceste probleme care pot să apară cu oamenii, mă rog, mai bine sau mai puțin bine intenționați, legat de aceste furturi de care tot am vorbit astăzi, furturile de idei și, și în primul rând în carieră. Deci mici probleme pot să apară. Nu împrumuta, nu dați bani cu împrumut, da? Pentru că dacă îi dați luna asta s-ar putea să nu-i mai vedeți deloc, niciodată. Ceva pericole fizice, deci nu vă apucați să mai faceți, dacă făceați sporturi de niciun fel luna aceasta pe cât posibil. Da, mă refer la sportul, da, not, fotbal, ski și așa mai departe. Încercați să vă protejați și mai este o placă de protecție, aceasta care v-am prezentat-o anterior, placa cu rinocerul și elefantul sau rinocerul și elefantul ca statuete pe care le-ați văzut în alte emisiuni, aceia albaștri, da, care vă protejează, o aveți acum în frumusețea ei, vă protejează de aceste furturi. Deci, alte aspecte importante nu sunt la iepuri. Cel mai important este aveți grijă și cu prietenii superficiali, pentru că aceia în care nu prea aveți încredere, ei vă pot face rău luna aceasta. Da? Deci, protejați-vă voi înșivă, în primul rând. Urmează dragonul. Dragonul are o lună extraordinar de bună, în sfârșit. Uită de anumite probleme, ei ni s-au și dovedit, nu au avut un an prea grozav până acum. Iată o lună foarte, foarte bună pentru ei, au steaua 8-a prosperității, care de fapt nu aduce numai prosperitate materială, aduce o mulțumire sufletească, aduce noroc. Lor li se recomandă în mod special calul de vânt, da? Este o amuletă și remediul foarte, foarte frumos, o să vi-l pun din profil ca să puteți să-l vedeți, calul acesta extraordinar, calul de vânt, este vorba de spiritul nostru, de puterea care ni se dă în spirit, în mintea și în sufletul nostru, deci nu este un cal obișnuit și aceasta este amuleta, da? Care are niște simboluri foarte puternice pe ea, nu știu dacă o se vadă, dar oricum, ca să aveți idee că există și amuleta, deci dragonilor și șerpilor li se recomandă în mod special. Apoi, ei pentru că au niște penalități, se spune, de plătit în raport cu partenerii în această lună, trebuie să accepte anumite lucruri care poate ei nu sunt de acord cu ele din partea partenerului și dacă reușesc să treacă peste asta vor avea numai de câștigat. De asemenea, le mai este recomandat tocmai pentru sănătate, pentru a spori în ceea ce privește planul sănătății, pentru că în sfârșit e o lună bună și pe aspectul acesta, acest vas al longevității sub formă de amuletă. Da? Maestra mea îl recomandă pentru luna aceasta la dragon, în mod special, și să petreceți mai mult timp cu familia pe cât posibil. Și să nu uitați că dragonii sunt dușmanii câinelui, deci luna asta, chiar dacă o duc binișor din punct de vedere al prosperității, da? Dacă o să poarte nodul mistic, este obligatoriu, pentru că prosperitatea va merge, dar problema este că vine dușmanul din când în când și mai trage câte o palmă, îl trezește, da, la realitate. Deci întotdeauna pe noi o să ne auziți vorbind întâi de stele, pentru că ele primează, apoi elementele lunii respective, acum e câine de lemn, da? Și apoi la sfârșit zodia, deci câinele, zodia în care intrăm mâine, este dușmanul dragonului, cum v-a spus Marian. Deci dragonii o să aibă niște obstacole în relația de cuplu, că aici vreau să ajung, deci de asta v-am spus să fiți mai ponderați și să acceptați anumite lucruri care poate nu vă convin și să tăceți din gură, că o să treacă luna și o să vedeți că o să aveți numai de câștigat. Deci fiți răbdători. Iar pentru cei care ne urmăresc, aș avea o mică întrebare care aștept răspunsul pe Facebook. Ce element are câinele, da? La bază, da. Ce element este zodia câine întotdeauna? Bun, hai să mergem mai departe. Mai departe, că sunt multe de vorbit. Șarpele are o lună în sfârșit fantastică. Deci el o duce mai bine decât dragonul, pentru că zodia câine nu este dușman, așa cum îi este dragonului. Deci odată care steaua prosperității, n-are nicio zodie dușman care să-l afecteze. În mod normal, dați-i bătaie cu tot ceea ce v-ați propus. Puneți-vă în aplicare ideile. Puteți să semnați
hârtii importante, puteți să vă mutați, puteți să luați decizii importante, puteți să petreceți și niște momente de scurte vacanțe, dacă v-ați propus așa ceva. Puteți să faceți și sport, voi puteți să faceți orice, deci aveți drum liber. Sunteți foarte puternici și v-ar ajuta foarte mult cifra 6, de exemplu, ca să vă creeze un 1 și 6, ca să vă aducă un aspect important și puternic acelui 8, da? Sub o formă sau alta, bineînțeles. De asemenea, ce vă este recomandat, pentru că aveți nevoie de o împuternicire oarecum în sectorul dragostei, nu prea, se pare că sunteți cam timizi luna aceasta, pentru acest lucru vă este recomandat calul roșu, care este animalul de dragoste, este zodia de dragoste pentru voi, care se pune în sectorul de sud al dormitorului. Pentru cei care aveți nelămuriri, la cursuri noi explicăm toate aceste aspecte. Mai departe o să continuăm cu calul, pentru că el vine la rând, are steaua 4, steaua dragostei și steaua academică se mai numește. Deci cei care sunt născuți în an de cal sunt jurnaliști, scriitori, oameni de artă, muzicieni și așa mai departe, au o lună excepțională din acest punct de vedere. Trebuie și ei, deci iată că și la ei există o nevoie de protecția căsătoriei, a mariajului, a cuplului în general. Trebuie și ei să petreacă mai mult timp cu persoana iubită și dacă au familie, deci cu familia. De asemenea, care este problema de fapt la bază? Este faptul că ei au o carismă extraordinară din cauza acestei stele care vine pe ei luna aceasta și vor fi plăcuți și de alte persoane, drept pentru care partenerul de cuplu poate să devină foarte gelos și să se creeze niște discuții total din de pe nepusă masă, deci fără să te aștepți la ele, și atunci, ca să evitați aceste lucruri, în primul rând trebuie să aveți acest nod mistic. Asta este recomandat și de maestra mea, deci există sub formă de amuletă, deschideți cu cheița dragostea, da? Deci cu nodul mistic tibetan, aceasta este o cheiță cu nodul mistic, sau remediul cu nodul mistic în casă, care se poate pune de data aceasta pe sector chiar de sud, luna aceasta doar. Și amuletele pentru dragoste, pe care vi le-am prezentat anterior, nu mai staționăm asupra lor, deci aceasta este una dintre ele, da? Cu simbolul dublei fericiri. Și nu uitați, pentru zodiacal, există șansa să aveți o lună foarte bună din punct de vedere al urmașilor, da? Deci dacă aveți vreun gând... Deci ați înțeles. Dacă aveți vreun gând... Dați-i bătaie cu tara verde. Om tare, așa. Tu tare, tore, soha. Și la treabă. Mai departe. Oaia. În sfârșit ajungem la niște zodii extrem de beneficiate. Poate cea mai bună lună din an a oii și a maimuței, o să vedem, dar fiecare răspunde altfel acestei zodii. Oaia, în sfârșit, se întoarce la norocul pe care ar fi trebuit să-l aibă anul acesta, deci din plin. Au steaua 6 a prosperității indirecte și a norocului divin, se numește. Deci sunt ajutați, uneori chiar din umbră, când nu se așteaptă, când au momente mai grele, să nu dispere, pentru că în fiecare lună există zile mai grele. Deci, de exemplu, zilele dușman, în care avem de învățat anumite lucruri. Vouă vi se recomandă acea brățară cu nodul mistic, sau să purtați nodul mistic asupra voastră, în permanență, sub o formă sau alta, amuletă, pandantiv, brățară. Atenție că cei care vor să investească sunt foarte norocoși luna aceasta, deci asta este luna în care puteți să-i dați bătaie din punct de vedere al banilor. Deci se pot, chiar dacă nu o să-i faceți luna aceasta neapărat, din ceea ce rezolvați luna aceasta și din ideile pe care le puneți în aplicare sau curajul pe care îl veți avea, veți culege roadele în viitorul apropiat. Da? Asta înseamnă de fapt steaua 6, steaua prosperității indirecte. Deci nu vine acum prosperitatea, dar în urma ceea ce realizezi acum, va veni ulterior. Pentru maimuțe, este, bineînțeles, o lună foarte bună. Pentru ei, poate, cu niște mici obstacole în energie. De ce? Pentru că câinele nici pentru ei nu este o zodie care să-i ajute extraordinar de mult. Câinele și cu oaia au o mai mare compatibilitate, de aceea am spus că oaia este absolut cea mai favorizată. Dar, dincolo de toate acestea, maimuța o duce bine financiar, sau ar trebui să o ducă foarte bine și să-și recupereze bani dacă au de recuperat, sau, mă rog, se vor simți niște îmbunătățiri în plan financiar, încep să curgă lucrurile.
Dacă ați avut o dispută cu cineva, în mod normal, acum este momentul să calmați apele. Este recomandat să purtați un simbol de dragoste asupra voastră. Deci oii nu i-a trebuit atât de mult. Maimuței trebuie acest aspect, pentru că e o lună dificilă cu dragoste. Observați că la majoritatea zodiilor spunem acest lucru. Cu toate că aici este paradoxul paradoxului, în centrul casei staționează steaua 9, steaua multiplicării, care vine peste steaua 4 anuală. Asta înseamnă că dragostea este fructificată, este multiplicată, ar trebui să o ducem foarte bine cu toții, doar că, atenție, noi anul acesta am spus și la extravaganța la începutul anului și o să mai facem una la începutul anului viitor, steaua aceasta 4 vine și cu dragoste din afară, deci cu posibile trădări în dragoste, adică înșelătorii. Mai pe românește. Luna câinelui. Și mai ales deci luna câinelui, ne care pregătim este o zonie mai de trădare. Foarte da? Multe lucruri legate de aceste aspecte. Da, aici e problema. Deși la maimuță poate să intervină mai puțin, cu mult mai puțin, pentru că are această stea grozavă, dar totuși trebuie ținut cont, deci purtați aproape toate zodiile, în afară de zodia oii, vă trebuie amulete de protecție pentru dragoste sau pandantiv sau simbolul dublei fericiri, măcar, sau rațele acelea mandarin care se pun în sectorul de sud-vest al dormitorului, sectorul mamei și al mariajului, da? Repet, Facebook-ul nostru, dacă aveți întrebări, România Feng Shui, da? Și pagina România Feng Shui. Bun, pe de altă parte, maimuței îi se recomandă apă, apă și iar apă, deci pe lângă acest glob cu picătura de apă, globul cu apă, da? Pe care vi l-am arătat înainte, vă mai trebuie o fântână în casă, numai că aceea trebuie să aveți mare grijă unde o puneți, dar apa vi se recomandă și dacă plecați într-un weekend cu partenerul sau cu familia, mergeți lângă o apă. Asta este recomandat luna aceasta pentru maimuțe în mod special. Pentru cocoș, ei au steaua bolilor lunară, iată că e un an totuși foarte bun, un an de muncă, dar un an cu realizări, în care, din păcate, ei tot nu sunt mulțumiți așa de mult, dar câștigă și, în mod normal, ar trebui să le meargă bine. Luna aceasta, o lună mai puțin energizată, să spunem, le face o vizită steaua 2, nu vă angrenați în sport, iarăși, aceeași problemă. Mențineți-vă o dietă echilibrată, nu mâncați peste măsură, nu mâncați noaptea, da, asta este pentru că pot să apară deranjamente la stomac. Atenție că puteți să aveți mici accidente pe metal, deci cu cuțitașe, eu știu, cei care fac sporturi, eu știu, cu anumite obiecte care pot să-i rănească, să-i lovească, da, să le facă vânătăi. Oricum, nu stați rău cu banii, deci asta e o veste bună. Vi se recomandă și vouă nodul mistic, tot pentru dragoste, dar și pentru prosperitate, pentru că nodul mistic știți că este simbolul universal, este cel mai puternic, de fapt, din cele 8 simboluri tibetane. Și încercați să păstrați sectorul de vest al casei, poate reușiți să aflați care e sectorul de vest al casei, cât mai liniștit, deci fără televizor, fără certuri, fără, deci dacă cumva pică un dormitor acolo, da? Cât mai liniștit, fără televizor, fără muzică, fără lucruri din astea care fac zgomot. Sectorul de vest este foarte delicat, luna aceasta este sectorul vostru al cocoșilor și dacă îl stârniți, așa se spune, poate să producă boală. Deci poate să vă aducă ceva neașteptat în care să nu mai puteți nici să vă duceți la locul de muncă. Deci ideea e să vă mențineți voi cât mai liniștiți și cât mai relaxați pe cât posibil, sigur că da. Câinele, penultima zodie, în sfârșit o lună bună, după ce tot vă spuneam că săracii câini și mistreții sunt afectați, iată, au steaua 1, steaua victoriei, da? Care vine și mai atenuează din această anuală, stea 5, care o au ei pe tot anul. Apoi este luna lor, a zodiei lor, le dă putere, le dă energie. Atenție să nu aveți prea multă energie, cumva să dați în altele, să fiți prea impulsivi, pentru că și câinele este o zodie a justițiarilor, așa cum am menționat, și a impulsivității de multe ori și uneori a infidelității, da? Este o lună care își marchează prezența printr-un punct de cotitură.
asta este cuvântul, un punct de cotitură pentru voi, decizii pe care le puteți lua acum și o să vă mirați poate luna viitoare de unde mi-a venit, dar ce bună a fost această decizie. Proiecte care nu sunt finalizate acum se pot finaliza sau puteți să puneți bazele unei finalizări. Dacă aveți atitudine pozitivă, totul va merge strună și în afară de simbolul dublei fericiri, care și la voi este foarte recomandat, chiar nu prea se recomandă foarte multe lucruri de așa, decât standardul victoriei, care acum nu-l avem, dar nu să-l știți deja, v-ați obișnuit cu el. Standardul victoriei întotdeauna este bine să-l avem cu noi, în casă sau ca amuletă, tocmai pentru a spori energia victoriei, a stelei 1. Da? Deci să fim mai ajutați. Pentru mistreț, din nou... Și pentru ei, o lună bună, tot steaua 1 poposește pe sectorul lor de nord-vest 3. În sfârșit noroc pe bani și cel puțin nu mai pierd atâția bani, da? Ceva mai bine și în carieră în general. Vi se recomandă un simbol pentru prosperitate, deci fie cele 8 monezi care le avem și aici, fie... simbol, amuleta aceasta cu vasul bogăției, da? Asta este recomandată de fapt de maestra mea toată luna aceasta, tocmai pentru a vă spori norocul la bani și pentru a începe să mai și acumulați, nu doar să pierdeți. Și din nou și la voi simbolul dublei fericiri. Deci iată că în afară de oaie, toți au nevoie de această impulsionare pe sectorul dragostei. De fapt, impulsionarea o au unii dintre ei. E vorba de a nu avea trădări în dragoste și o a treia persoană, da, în cuplu deja format. Deci ideea e să nu aveți surprize de altă natură cu trădări. Tocmai pentru asta vă trebuie protecție, da? Iar cocoșii, repet la ei, că mă întorc puțin înapoi, să nu uite că steaua asta 2, deși nu este foarte puternică, poate să-și facă apariția exact când nu se așteaptă, mai ales cei puțin mai vârstnici pot să aibă asemenea lucruri neprevăzute. Iar Phoenixul, de spune-le tu, Marian, că eu tot am vorbit și o să se plictisească de vocea mea, spune-le tu despre Phoenixul roșu, că vorbeam despre el, este un simbol foarte, foarte puternic și foarte frumos de altfel. E foarte bine reprezentat în această... Da, este pentru prosperitate, da? Aducem prosperitatea în casă și aducem armonia. E vorba de armonie, da. Acum, Phoenixul roșu. Ce vreau să vă spun este, după cum bine știți, la sfârșitul lunii eu am să vă părăsesc pentru o perioadă și Anca va fi cea care va prelua misiunea. Da. Și vreau să încep cu o mică povestire din vacanța noastră de vară, când am ajuns în Turcia, la Vam acolo, când am trecut prin detectorul de metale, m-au pus să scot ce am în buzunare. Și eu am scos tot ce aveam în buzunare. Ne-au întrebat ce sunt astea, de ce vă trebuie. Și când le-au văzut amuletele, au zis, băi băieți, dar voi ce faceți cu astea? Le vindeți. Da? Așa că eu le-am pregătit acum, vedeți, mi-am luat picătura de apă. Da, pentru că eu sunt șobolan și, după cum v-a spus Anca, n-ar fi trebuit să plec. Coaninu, care în permanență merge cu mine unde merg și eu, da, stă mai mult lângă mine decât chiar soția mea. Scoica, care reprezintă veștile bune, da, de la drumuri. De la drumuri. Da. Și ce v-am spus mai devreme, ca să putem să ne protejăm. Acum, ideea este în felul următor. Mai există un element foarte important pe care noi îl purtăm și îl avem. Lumea nu... E foarte greu de înțeles așa dintr-o dată despre cât de bun este și ce face. Este vorba despre Om Ahum. Este o mantră care face ca spațiul din jurul nostru să fie protejat. Din cauza aceasta există aceste mantre care sunt pe băgate. Pe un sul mic, dacă îl vedeți, este o hârtiuță. Sunt mai multe reprezentări. Da, sunt făcute de ei și binecuvântate de Lama Zopa Rinpoche, care este gurul maestrei mele. Deci el este un... Nu-i doar un călugăr tibetan, e Rinpoche. Și după ce că mergem la drumuri, trebuie să avem cu noi dorja, da? Ca să ne... să putem să învingem aratele, toate obstacolele. Da, e o dorje aici mică. Da. Acestea este foarte greu să le vedeți direct la televizor, dar pe site-ul nostru le avem puse pozele și puteți atât, să vedeți. Și nu numai atât, dar noi să vorbim despre protecții în sine. La cursul nostru de Feng Shui spiritual, care o să dureze vreo 6 ore, dacă nu chiar mai mult,
pe 2 noiembrie. Încă mai avem câteva locuri, deci vă așteptăm cu drag pentru cei dornici. Nu trebuie să aveți cunoștințe de Feng Shui de altă natură, deci Feng Shui tradițional despre care noi vorbim cu stele, cu loșuri și așa, pentru că e vorba de partea spirituală a Feng Shui. Dar în schimb, Feng Shui spiritual ar fi bine să-l aplicați în Feng Shui-ul caselor, pentru că este de fapt parte componentă, da? Și este într-adevăr zi de alegeri, dar noi vă așteptăm de la ora 12 acolo și pentru cei care au întrebări ne contactează pe Facebook sau pe telefoanele noastre care sunt scrise de fapt pe Facebook de pe România Feng Shui. Va fi alegerea dumneavoastră să veniți sau să nu veniți la curs. Vreau să vă spun că printre altele, printre mai multe surprize care vi le pregătim acolo, vrem să vă prezentăm de ce după ce ați crezut în Feng Shui și ați spus că spațiul din jurul nostru este energetic și interacționează cu noi, vrem să nu ignorăm nici spiritele locului și spiritele care sunt în jurul nostru. Așa că o să vedeți, o să fie ceva mai drăguț așa. Nu, o să fie chiar frumos. Ideea e că cine este deschis aici este trebuie ideea. Să-și deschidă tot sufletul și o să vadă că pot să aplice lucrurile acestea pentru ei și pentru cei din familie și apoi pentru prietenii lor și, mă rog, cine are nevoie de ajutor. În metafizica chineză spune că nu poți să aplici nici, sunt cele 5 laturi și nu poți să aplici niciuna dacă uiți de partea spirituală a lucrurilor. Deci întotdeauna partea spirituală există, este acolo. Acum, sper că... Și vă mai spun ceva, mâine este ziua lui Amitabha, deci pentru cei care, mă rog, aplică acest Feng Shui spiritual deja și astăzi a lui Amitayus, mă rog, sunt niște mantre de protecție care se spun vin odată, deci sunt mai puternice rostite în aceste zile decât în altele. Ele oricum sunt puternice, vă dați seama, când porți asupra ta sau când, mă rog, asta, când porți asupra ta este ca și când ai rosti, dar nu mai ai timp să rostești și atunci porți asupra ta acea mantră, este, ea-și face datoria să te protejeze. Deci, da, de asta și cum este la fel și pe 11 și 30, sunt două zile. Pe 11 a lui Avalokiteshvara, da. Și pe 30 sunt totuși zile, sunt recomandate pentru celor care au probleme cu bolile de piele, da? Se spune că mantrele astea de sănătate pot să le ajute, să îi ajute. Bun, vă mulțumim mult pentru timpul dumneavoastră. Nu uitați, dacă mai aveți întrebări, nu ne interesează. Cu răbdare. Am glumit. Da, cu puteți răbdare, să ne așteptați, pentru că noi primim zeci, sute într-o săptămână și uneori rămân în spate, uneori în urmă acele mesaje ale unora. Nu mai apucăm să le vedem, deci cu răbdare și cu înțelegere din partea dumneavoastră suntem doar noi doi, cu timp destul de limitat și încercăm să îi facem pe toți mulțumiți. Și nu în cele din urmă, aș vrea să mulțumesc. După cum ați văzut, există un nou logo acum la 6 TV. Este ceva deosebit. Vrem ca acest ID de post pe care îl vedeți să reprezinte, deci el de fapt reprezintă lotusul, crește, da? Crește din noroi și se dezvoltă. După cum vedeți, TV6 a început din nimic, a început să se dezvolte, crește și nu le dorim decât prosperitate. Din cauza asta, lotusul stă pe prosperitate. Deci și cât mai multe emisiuni din acestea de spiritualitate, pentru că asta are nevoie, de asta are nevoie lumea și asta susținem și noi. Vă mulțumim mult de tot și ne vedem săptămâna viitoare. Thank you.